Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este noua ediție a emisiunii electorale Tu decizi. Invitatul meu din această seară este domnul Ioan Adrian Popescu, candidat al Partidului Social Democrat pentru primăria Barcea. Bine ați venit alături de noi, domnule Popescu. Bună ziua, să rămână și mulțumesc frumos de invitație. Aș vrea să vă cunosc și eu și sunt convinsă că vor să vă cunoască și telespectatorii. Spuneți-ne despre dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc frumos. Sunt tată de 3 copii, sunt căsătorit din 1997, am un copil în vârstă de 23 de ani care este ofițer și 2 copii gemeni, băiat și fată, Ioana și Alexandru, care au vârsta de 17 ani. Să vă trăiască toți copiii. Am avut o carieră care am finalizat-o în anul 2019 în Ministerul Apărării. Am ieșit la pensie ca deci și colonel. Militar de da. Carieră. Da, mulțumesc frumos. Da. Felicitări. Am început cariera la 14 ani cu liceul militar, am urmat toți pașii care au fost în evoluție, am fost participant în misiunile din Afganistan, în Irak. Am făcut cursuri în Statele Unite pe resurse umane, timp de 7 luni. Ulterior mi-am pus amprenta asupra forțelor proprii din România, a experienței pe care am căpătat-o internațional în teatrele de operație și în Statele Practic, Unite. Practic sunteți un erou al țării. Mulțumesc frumos, deci nu mă consider așa. Dar aceasta este misiunea noastră și ne-am asumat-o de mici și mi-am făcut doar datoria. Cum ați ajuns în ipostaza de candidat la primărie, domnule Popescu? Cred că a fost o oportunitate. În anul 2019 l-am cunoscut pe domnul președinte Costel Fotea. Mi-a plăcut foarte mult de el și atunci, în momentul ăsta, ne-am cunoscut, am avut o discuție împreună și am decis să mergem împreună să facem o echipă pentru Comuna Barcea. La vremea respectivă, dânsul era la primul mandat, acum este la al doilea mandat, deja este, pot să spun, o vedetă. A trecut, a dus cu județul Galați după locul 34 la atragerea fondurilor europene, la locul 3, da. Care, lucru care ne mândrim. Sincer să fiu, sunt foarte bucuros că fac parte din echipa dânsului și sper că împreună vom face lucruri foarte bune pentru Comuna Barcea. Care sunt calitățile necesare unui primar bun? Aici aș dori să evidențiez în primul rând, un primar bun trebuie să asculte. Un primar bun trebuie să identifice problemele, un primar bun trebuie să aibă soluții la problemele oamenilor și să fie implicat permanent în comunitate. Lumea nu cere ca primarul să știe să lucreze pe calculator, să facă fonduri pentru care are un aparat de specialitate. Eu știu și acest lucru, adică voi aduce un plus în cadrul primăriei pentru că știu cum funcționează acest lucru. Ca și comandant de unitate am lucrat cu buget, am lucrat cu achiziții publice, am o experiență în acest domeniu. Și nu vreau să exclud ultimii ani, de când sunt consilier local la Barcea, și experiența politică este foarte importantă. N-am avut această experiență, sunt tânăr în politică, îmi doresc să demonstrez, îmi doresc să fac lucruri foarte bune pentru cetățenii comunei noastre. Și sunt convinsă că ați coordonat și foarte mulți oameni. Da, am coordonat. Un batalion de regulă, când are rost să dau sumele exacte, astea sunt, de regulă sunt vârte la 500 de oameni și 500 de suflet. Probleme complexe și toate a trebuit să le gestionez la momentul respectiv. Vreau să spun doar atât că lauda de sine numeroasă bine, dar vreau să spun că în ultimii ani ai carierei, cei 11 ani, am fost notat cu calificativul excepțional. Îmi simt că simt nevoia acum la 5 ani de când am ieșit la pensie, îmi simt dorul colegilor și mediului în care am trăit. Cu siguranță și-a pus apreta asupra mea și tot ce am realizat, am realizat datorită acestor faptului că am fost în armată. Care sunt proiectele necesare pentru Comuna Barcea, domnule Popescu? Proiectele necesare sunt foarte multe. În broșură am notat în jur de 47 de proiecte. Da. Când am lucrat cu cei care au editat broșura, aveam în jur de 70 de proiecte și a trebuit să mă etai din ele. Ce se întâmplă? Eu vreau în felul următor. Cred că la toți cetățenii au ajuns aceste informații și le-au citit. În momentul când ajung primar, o să fac o prioritizare. Prioritizarea o voi face în funcție de bugetul pe care l-ai avea. Toată lumea nu trebuie să înțeleagă că bugetul nu este infinit. El este limitat. Resursa trebuie identificată și atacată astfel încât să aducem cât mai mulți bani în comunitate să le punem. În momentul când am identificat resursa, pe baza priorităților vom face și toate investițiile necesare. Dar problemele mai importante pe partea de proiect este, eu vreau să vă spun în felul următor, în ceea ce privește cheltuirea, noi avem o comunitate complexă. Romi, români, avem un sat format în foarte mulți zone. Oamenii au problemele complexe. Problemele sunt în special cele personale. Dincolo de noi nu ne trebuie aeroport, nu ne trebuie, noi avem nevoie de canalizare, de drumuri, de colectarea gunoiului, de igienizarea comunei, de activități culturale, de terenuri sportive și așa mai departe. Chestiile sunt foarte, foarte practice și punctuale. Oamenii sunt
nevoile lor sunt foarte, foarte punctuale și mă voi axa pe fiecare cetățean în parte. Eu nu exclu nimic. Importante sunt și proiectele comunitare, dar important este că cetățenii trebuie să știe că în mine au un partener și oricând vor găsi rezolvări și ușă deschisă. O ușă deschisă, da. Care este importanța echipei? Pentru că primarul, oricât de mult și-ar dori, nu poate să le facă singur pe toate. Ca și militar am lucrat în echipă. Deci ăsta este locul pe care știu. Încă de la început, chiar dacă sunt liderul acestei echipe și președinte de organizație, pentru mine echipa este importantă. Echipa trebuie să înțeleagă, echipa trebuie să-și aducă aportul. Nu pot să faci ca și șef. Este o altă chestie, este importantă ca și echipă, inclusiv atunci când voi ajunge primar, delegarea de competențe. Nu le poți face pe toate în mutat. Trebuie să înțelegi și fiecare să-i dai cât poate să duc. Eu, de regulă, ca și om, am identificat. Când lucrez cu persoane, văd persoana complexă, dar mă interesează ce pot să fac cu persoana respectivă și care este lucrul cel mai bun pe care îl are persoana respectivă, astfel încât să exploatez acea bunătate și acel lucru bun în folosul cetățenilor sau în folosul propriei persoane. Și atunci cum resimte comunitatea întârzierea acestor proiecte de care spuneați dumneavoastră că sunt atât de necesare? Comunitatea are așteptări diverse. Eu nu am răspunsul la această întrebare exact, pentru că, ce să spun, la ora actuală pot să spun în felul meu, foarte mulți oameni mă susțin, foarte mulți oameni sunt, dar au o frică și o nesiguranță în a se exprima. Eu tot timpul mi-aș dori ca lumea să fie mult mai asumată, să înțeleagă că libertatea de opinie în anul 2024 nu este o necesitate. Este o necesitate, nu este obligativitate. Siguranța cetățeanului este una dintre prioritățile dumneavoastră. Da, cu siguranță. Gândiți-vă că pot să vă spun în felul următor. Încă în anul 2022 fac parte din Comisia de ATOP, de Autoritate Teritorială și de Ordine Publică. Sunt la curent cu toate problemele din punct de vedere al securității al județului Galați. Cu siguranță am un plus față de alți candidați și pot să aduc la nivelul localității noastre mai multă siguranță și oamenii să poată să înțeleagă că eu pe acest domeniu, pentru că m-am și ocupat de siguranță, de pază și așa mai departe, pot să aduc mult mai mult. Am unul din proiectele care sunt acolo, monitorizarea video. Este foarte simplu și inclusiv partea de poliție locală. Lumea nu... Avem o pază în paza sătească, așa cum s-a organizat. Eu nu sunt de acord cu taxa pe pază. Pentru că paza este strict obiectivul primăriei. Să plătească și să facă atâta pază câți bani au în buget. Nu trebuie să mai colectăm și de la alții. Prin monitorizarea video putem să observăm absolut tot și nu este nevoie de 6 persoane. Acele 6 persoane pot fi să dezvolte și să asigure o altă zonă. Pentru că avem nevoie în cadrul primăriei, fiind cu complexitate și am în intenție să dezvolt mai multe proiecte, avem nevoie de mecanici, de agricultori. Agricultori mă refer pentru întreținerea spațiilor verzi, pentru utilajele pe care le are primăria și acei oameni nu vor pleca acasă, vor fi reprofesionalizați sau vor desfășura activitatea în alt loc în cadrul primăriei. Până acum s-au desfășurat lucrurile acestea de care au nevoie oamenii din comunitate? S-au pus în implementare proiectele pe care și le doresc cetățenii? Eu, din punctul meu de vedere, la ce se întâmplă, cetățenii nu sunt ascultați absolut deloc. Deci, în comuna noastră există un lider care își impune punctul de vedere, iar noi trebuie să facem ceea ce spune el și ceea ce zice el că este bine. Eu, din punctul meu de vedere, este altfel. Eu voi fi un partener. Voi discuta, vom participa împreună și vom lua deciziile împreună. Chiar dacă eu voi semna documentele și voi avea ultimul cuvânt, fiecare om va fi ascultat și fiecare nevoie va fi rezolvată. Dar de consultanță este nevoie. De consultanță, la ce vă referiți? Mă gândesc că întotdeauna se plătesc aceste servicii de consultanță. Există și în acest moment? Da, există o problemă aici pe partea de consultanță. Ca și consilier local, în ultimii, din 2023 și până în 2024, noi, ca și Consiliul Local și Primărie, s-au aprobat consultanța pe achiziții publice. Am avut o sumă enormă, imensă. Este aproximativ de 10 miliarde de lei. Nu putem să dăm această consultanță, probabil pentru anumite firme de partid care să facă anumite jocuri politice pe care eu nu le înțeleg și nici nu vreau să le înțeleg, credeți-mă. Nu avem niciun beneficiu la această dată. Eu, făcând parte dintr-o echipă mai mare, deci vă pot promite că pot să fiu implicat direct și am informații necesare ca acești bani să nu fie cheltuiți pe consultanță și pentru anumite, pentru că avem oameni plătiți care să facă acest lucru. Pot să fiu implicat și eu și avem informațiile și resursele, inclusiv cele de la Galați, de la
Consiliul Județean, astfel încât să nu mai cheltuim acești bani și acești bani să ducă direct în investițiile din comună. Un proiect foarte modern este cel privitor la Casa Verde. Este un proiect de care știe toată România. Da, referitor la Casa Verde, noi avem o mare problemă. Nu avem cărți funciare pe intravilanul comunei. Automat, foarte mulți cetățeni m-au contactat în ultima perioadă cât vor să îi acceseze și ei. Am ajutat câteva persoane, sunt și eu beneficiat de proiect de Casa Verde. Este foarte important. Se reduc facturile la energie, nu mai poluăm atât de mult. Toată lumea vrea să trăiască într-o lume mai verde și mai curată și cu un aer mai bun. Ce se întâmplă acum? În afară de partea de localitatea de bază, unde urmează să fac un cadastru sistematic și se vor face probabil în următorii 2, 3, 4 ani cărți funciare, noi mai avem și o comunitate de locuințe informale. Locuințele informale, zona de Podolene, a fost uitată, interesat, pentru că acea etnie romă a fost folosită doar în campanii electorale, a fost coruptă și apoi uitată și abandonată. În zona de locuințe informale nu avem acte, acei oameni plătesc impozite. Mi-am făcut două proiecte privind pe două direcții, pentru că nu le poți băga pe toată lumea la un loc. Un proiect prin care să beneficieze de acel teren unde au locuința contracost, prin identificare, urmând tot pașii legal, și un alt proiect, acolo unde sunt persoane până 35 de ani, legea permite până la o suprafață de 10.000 de metri să le acorzi cu titlu gratuit. Dar noi nu avem suprafețe de 10.000 de metri cu siguranță acolo, deci cu siguranță poți să obțină acel teren cu titlu gratuit și astfel încât toată lumea să aibă acte pe casă și ulterior să poată beneficia și de acest program verde. Este un obiectiv prioritar pentru mine. Eu în primele 6 luni aș putea să încheie acest proiect, să facă documentele pe acte pentru a. Dar nu vreau să promit că în 6 luni voi face, încerc să le fac, dar termenul meu este în fața electoratului, va fi de un an de zile. De ce este necesar un parc nou, domnule Popescu? Mi-am notat în broșura mea pentru parc. Ce s-a întâmplat? Noi în copilăria mea, pentru ca orice om așa, nu sunt eu creangă, dar chiar dacă trăiesc la Barcea, Barcea este Humuleștiul meu. Am avut un parc. Frumos spus. Da. Parcul comunal, am avut un parc unde scoteam nunțile, unde ieșeau miresile și se întâmpla toate lucrurile frumoase, așa se întâmpla în acel parc. La vremea, acum, cred că 4 mandate în urmă, s-au hotărât că acel parc să se transforme într-o piață agricolă, pentru că sunt foarte multe agricultori în Barcea și eu. Ce s-a întâmplat cu acel parc? Am distrus un parc care avea destinația clară și lumea era obișnuită cu el, și am făcut o piață. Piața respectivă, unde s-au investit peste 3 miliarde de lei, trebuia să aducă un plus valoare comunității și inclusiv să aducă o plus valoare consiliul local, adică să facă niște colectări pe ea. N-a funcționat decât un timp foarte mic, apoi a fost abandonată. La presiunile mele în ultima perioadă s-a făcut un târg comunal. Nu cred că este atât de necesar un târg comunal în comuna Barcea, deoarece suntem foarte aproape de localitatea Tecuci. Cu siguranță sunt persoane care frecventează acest târg electoral, dar eu cred cu tărie că nu are doar un motiv electoral. A fost înființat acum o lună jumate și cred că după data de 9 iunie se va desființa de la sine. Ar fi necesară, în schimb, o cooperativă agricolă pentru acești agricultori? Da. Nu vă ascund faptul că în anul 2019, având mai mult timp liber, m-am gândit cum aș putea să ajut comunitatea și am înființat cu un grup de agricultori din comuna Barcea o cooperativă agricolă. Se numește Vatra Legumelor Tradiționale. Am găsit așa și un nume, foarte inclusiv poetic. La mașină, da. Ce s-a întâmplat? Am avut mare încredere și mari speranțe. Am demarat, am fost plin de încredere, iar la un moment dat o persoană sau un anumit grup de persoane a spus că acest lucru nu merge și au răspândit vestea că nu poate să funcționeze. Iar la ora actuală funcționează la parametri reduși, o ținem în viață pentru că încercăm să convingem lumea. Vă spun în felul următor, un primar în funcție poate să fie foarte convingător. Îmi doresc să fiu primar astfel încât să conving lumea că este necesar un depozit de legume, este nevoie de o cooperativă agricolă. Dacă o persoană poate să facă un lucru, mai multe persoane pot să facă mai multe lucruri, iar împreună, nu dau exemplu moșiul în roată cu unirea, dacă ne unim cu toți, putem să devenim o forță și putem să ne vindem toate produsele la alte prețuri și să avem. Deci, agricultorii trebuie să ocupe de producție, iar cei care sunt axați pe vânzare să facă vânzare, pentru că se pricep la acest lucru. Cred că sunt detalii foarte importante, având în vedere că Barcea face parte din bazinul cel mai mare legumicol al României. Da, este pentru noi, pentru că este o mândrie că facem parte din acest legume. Oamenii sunt harni, sunt frumoși.
noi ca și comună nu am, avem resurse naturale, așa să zicem, păduri, lacuri, foarte multe, dar în schimb avem hărnicia oamenilor. Oamenii sunt foarte haniși, foarte implicați și fac lucruri frumoase și foarte bune. Hrănim, cred că, foarte mult din țara asta, n-aș vrea să spun o cifră și așa mai departe, dar împreună cu Matca, Drăgăneștiu, Cosmeștiu, noi asigurăm hrana în țara asta. Este un lucru pentru noi care ne mândrim. Deci oriunde mergi în țara asta, toată lumea știe de tecuci, știe de Barcea. Așa este. Da. Sunt produsele pe care le și căutăm, nu numai că știm de ele. Da. Dar este nevoie și de sport la Barcea și de stadion. Da. Și cred că nu e o coincidență de nume domnul Popescu cu domnul Gelu Popescu. Da, este unchiul meu. Da. El s-a născut și a copilărit în comuna Barcea. Extra, acum stă în Galați. În continuare este implicat în viața sportivă a orașului Galați. Este unul din mentorii mei și cu siguranță pentru noi, ca și familie, este o mare dezamăgire că comuna Barcea nu mai are echipă de fotbal. În ultimii 12 ani nu avem, stadionul s-a desființat, avem un profesor care la nivelul școlii a încercat și a reușit în mare parte să copteze copiii într-o mică echipă de juniori, dar eu consider că avem nevoie și de un club sportiv, astfel încât să ne axăm de la juniori, de la vârste fragede până și la cei. Dincolo de toate, un stadion nu reprezintă doar un loc unde să te joci cu mingea. Stadionul adună comunitate. Oamenii se strâng, discută, corect, vorbesc, se creează prietenii, se fac tot felul de lucruri acolo. Se pot discuta inclusiv afaceri când se strânge lumea la un loc la stadion. De 12 ani noi nu mai avem echipă de fotbal, nu știm ce înseamnă să ne unim și să stăm, să privim un meci de fotbal. Mergem în comunele alăturate, la Umbrăiești este echipă de fotbal, la Drăgănești echipă de fotbal, noi nu știu. Noi care am fost una dintre comunitățile în care eram atât de mândri de echipa de fotbal pe care o aveam, Avântul Barcea, care era la vremea respectivă, în care au jucat părinții mei, frații mei și așa mai departe, acum este o prioritate numărul 0, pentru că voi încerca, din discuțiile pe care am avut cu Gelu și l-am rugat să mă sprijine pe chestia asta, că n-am experiență pe bază sportivă, așa, mi-a și explicat, trebuie să identific o suprafață mult mai mare de teren pe care am identificat-o, pe care trebuie să facem un teren de rezervă, un balon pentru timp de iarnă, un teren pentru timp de vară, dușul și așa mai departe. Și cu siguranță pe fonduri europene acest lucru se poate face, iar în primă fază eu vreau să delimitez, să fac terenul astfel încât să poată începe această nouă creștere sau cum să spun, să creez o emulație în jurul comunității astfel încât avem fotbaliști, dar nu avem stadion. Este o absolut anumă. Este paradoxal, da, nu? Da. Dar să ne ocupăm și de partea de cămin cultural. Aici este, cultura a fost cândva pentru comuna Barcea, aveam fanfară, aveam formații de, încă mai avem foarte multe formații de muzică. Din păcate urmează ziua comunii și vedem că la vin tot felul de artiști renumiți, mai puțin renumiți, noi nu ne promovăm valorile locale. Eu mi-aș dori ca ziua comunii să o leg cumva și de biserici, pentru că nu reprezintă prima duminică din luna iunie, pentru mine nu reprezintă absolut nimic. Dar Sfântul Gheorghe, alți sfinți și așa, atunci când sunt parohiile noastre, când sărbătoresc, am putea să facem. Mi-a plăcut foarte mult că am lucrat în Ardeal, în Oradea, câțiva ani și acolo, în zona de Abunții Apuseni, se făcea ziua fiilor satului, care era strict în legătură cu biserica și comunitatea. Atunci când se făcea hramul bisericii, atunci toată lumea venea acasă, se întâlneau, se discutau și se ajuta comunitatea. Pentru că toată lumea venea cu înapoi și arăta, uite ce am făcut eu în ultimii ani, uite cu ce poți să te ajut și așa mai departe. Asta ar trebui să facem și noi. Pentru că să cheltuim bani, așa, 50.000, 60.000 pe diferite evenimente, eu înțeleg nevoia de circ. Dar pentru mine circ nu e. Trebuie să aibă în spate și un fundament, o bază. De ce fac acel lucru? Vreau cumva preoții și oamenii din sat să înțeleagă că eu voi veni să dezvolt comunitatea și să încerc să o coagulez și să o strâng în jurul lor. Un bun administrator are în vedere și partea de salubrizare. Da, asta este foarte important. Unul din proiectele pe care l-am notat acolo și cred că trebuie să fiu realist. La început, când am identificat indicatorii tehnici și economici, așa, când am luat în discuții și am verificat, am reușit după primul an de mandat ca și consilier să scad factura generală la gunoi. Dar asta nu s-a simțit în buzunarul cetățenilor, pentru că prețul a rămas același. Ulterior, în anul 2023, pe baza hotărârilor de consiliu și mi-am luat atitudine, s-a mărit costul la gunoi, adică s-a dublat de la o zi la alta, în condițiile care nu se dublase nici inflația, nu se dublase absolut nimic, cheltuielile erau foarte mari. Am luat atitudine, am prezentat problema cetățenilor, la presiunea cetățenilor, în următoarea ședință de consiliu,
Am avut o surpriză plăcută, s-a depus un nou proiect de hotărâre de către autoritățile publice, prin care s-a diminuat gunoiul de la, s-a mărit de la 3,50 lei la 7,50 lei, s-a diminuat din nou la 4,50 lei. Asta este într-adevăr o realizare și s-a cunoscut direct în buzunarul cetățenilor și electoratului. Pe partea de asistență socială, presupun că fiind partea Partidului Social Democrat, de asemenea există priorități. Aici am o mare, da, aici am o mare problemă. Mi este foarte greu, de exemplu, suntem în campanie electorală, trebuie să recunoaștem. Da, asta este adevărul. Toată lumea spune, dacă vine militarul, militarul taie, militarul vă pune la muncă, militarul face și drege și așa mai departe. Într-adevăr, am o rigorozitate, am o disciplină, am o înțelegere diferită a lucrurilor, dar asta nu înseamnă că nu pot să înțeleg și pe ceilalți lucruri. Eu încerc, în general, să duc în zona ordonată. Nu? Pe partea socială, pot să vă spun în felul următor. Nu vom tăia drepturile oamenilor. Cu siguranță vom încerca să ajutăm cât mai mulți oameni, pentru că dacă nu poți să-i ajuți și dacă ei primesc un bănuț, automat și tu ca primărie poți să colectezi. Vreau să divaghez un pic. Deci la ora actuală, nu vă puteți închipui, avem cetățeni care au amenzi de sute de milioane și s-au găsit acum să fie tăiate amendele sau să facă o inginerie prin dată judecată să transforme locul de muncă. Este o mare prostie, dacă mă întrebați. Aceste lucruri nu trebuiau lăsate să ajungă la nivelul acesta. Și acum doresc să revin înapoi la asistența socială. Ce scuze. Important este pentru mine ca toate persoanele în vârstă și cele vulnerabile, că într-o campanie electorală am întâlnit toate multe persoane vulnerabile care nu se pot deplasa, să fie verificate măcar o dată pe lună de un asistent care lucrează la asistență socială al primăriei. Să identifice nevoile, să stea în contact permanent cu el, să schimbe numere de telefoane. Este esențială. Deci acest lucru, dacă noi nu putem să avem grijă de bătrâni, atunci cum cine va avea grijă de noi? Dăm un exemplu copiilor și automat nici noi nu vom beneficia de acest lucru. Asistența socială mai are o altă latură. Cred că pot fi două lucruri așa identificate. La un moment dat putem să discutăm despre un cămin de bătrâni. Avem o locație în care se poate dezvolta un cămin de bătrâni în care măcar pe perioada de iarnă să putem să-i aducem, că nu vor părăsi toți, să fim serioși, mai ales în zona rurală, casele, dar pentru a fi încălziți și hrăniți pe perioada de iarnă, putem să-i aducem acolo dacă vor accepta. Și a doua chestie, măcar pe timp de zi, să putem să aducem acei bătrâni să facă un cămin de zi în care să joace, să comunice, jocuri, table, eu știu, șac și alte jocuri și să poată să se simtă și ei util, să ascultăm povești și să-i ținem aproape, să avem grijă de ei. Avem la nivelul întregii țări o problemă cu faptul că ne pleacă tinerii. Nu cred că Barcea este ocolită de această situație. Nu știu dacă se mai și întorc tinerii. Și care este motivația în cazul în care ei revin în comunitate? Am înțeles. O să iau un pic așa militarește, dar în anul, de la ultimul recenzământ până acum, localitatea Barcea a pierdut peste 1000 de persoane. Natalitatea este foarte scăzută. Din punct de vedere al școlilor, dau un exemplu, am avut două școli cu personalitate juridică, printre trebuie un anumit număr de elevi pentru școală, astfel încât din cele două școli n-a rămas decât una. Numărul elevilor este în scădere. Jumătate din copiii care învață în școlile din Barcea sunt de etnie romă. Asta ca și problema, cum au fost etapizate. Deci am pierdut foarte mulți tineri în ultima perioadă și trebuie să demarate o serie de programe pe care le-am. Sprijinirea mamelor cu o nouă creșă cu program prelungit, astfel încât să le încurajăm ca să facă Acestea copii. Acestea sunt lucruri extrem de importante. Da. Pentru că mamele nu-și mai doresc să fie doar mame acasă pentru copii, doresc să fie și ele implicate în viața socială, doresc să meargă la muncă. Și sigur sunt... că da. Să fie independent. Da, să fie independent. Asta e un lucru esențial. Câți tineri s-au întors? N-aș putea să spun o cifră, dar s-au întors. Nu mulți, dar cei care s-au întors doar pentru copii. Pentru că nu și-au dorit ca copiii lor să stea într-o țară străină și au dorit să învețe limba română. S-au lovit aici când au ajuns de reticența autorităților locale. N-au fost sprijiniți, n-au fost îndrumați și ei tot timpul stau cu regretul că au plecat de acolo. Iar aici e o problemă. La nivelul întregii țări avem o problemă cu oamenii care pleacă. Da. Faptul că România se depopulează văzând cu ochii. Presupun că nici comuna Barcea nu este ocolită de această situație. Da. Pot să vă spun că de la ultimul recensământ până în prezent, localitatea Barcea a pierdut peste 1000 de locuitori, în special tineri. Au emigrat pentru o viață mai bună în afară. Foarte puțin s-au întors, iar cei care s-au întors doar pentru copii, ca să poată să învețe școala în limba română și să fie acasă. Unii dintre ei, cei puțini care s-au întors și au stat de vorbă cu ei, sunt dezamăgiți de ceea ce au găsit și ar fi dorit să fie mult mai mult ajutați.
Una din problemele care le-am identificat în campania electorală este că avem foarte multe locuințe libere sau neocupate, pentru că persoanele fie au decedat, fie au plecat din localitate, proprietăți private, este adevărat, iar noi, ca și primărie, am un proiect prin care aș vrea să le achiziționez astfel încât să poată fi date spre ori în concesiune, ori în administrare, sub diferite forme, cu ideea ca în viitor să poată fi cumpărate de către aceștia, pentru că ei n-au posibilități la acest moment. O altă idee ar mai fi pentru aceste locuințe achiziționate să atragem în profesori, doctori și așa mai departe, personalități care doresc să vină în Comuna Bace să ne ajute, să ne dăm, pentru că este importantă sănătatea, este importantă și educația, toate problemele, toate aspectele comunității trebuie să atinse. Ulterior, prin achiziționarea acestor locuințe, ideea mea este să le dăm, să le poată achiziționa. Noi să fim doar interfața și garantul pentru acestea. Ce este important la aceste locuințe? Au acces la utilități. Da. Apă curentă, canalizare și energie electrică. Legat de gaze, care sunt noutățile care vin de la Barcea? La gaze avem, la ora actuală, mai puțin de jumătate din finanțare alocată. Decizia pentru gaze este o decizie strict politică. Cetățenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Dacă guvernul nu este de partea ta, dacă Consiliul Județean nu este de partea ta, localitatea nu va putea să facă această investiție. Este o sumă enorm de mare. Vorbim de 115 miliarde de lei noi. Nici o comunitate de nivelul nostru nu poate să atragă atâția bani. Fără sprijinul Consiliului Județean și al domnului președinte Costel Botea, în intenția că în toamnă vor fi și alegeri parlamentare, nu vom putea să facem așa. Și invit cetățenii să voteze pe toate buletinele de vot PSD, astfel încât această investiție se va putea realiza. La rândul dumneavoastră, sunteți un om realizat. Aveți venitul în urma unei cariere de militar absolut incredibile. Aveți o gospodărie, aveți o familie extraordinară. Ce mai trebuie și primăria? O simt ca și o obligație cetățenească. Nu m-am gândit la un venit și la un venit material sau pentru ceva anume. Oamenii au nevoie de mine. Eu cred că am apărut ca o necesitate. Îmi doresc ca să dezvolt comuna și să las ceva. Nu îmi doresc să fac foarte multe mandate ca și primar. Îmi doresc să dezvolt o echipă de tineri care să fie implicați în comunitate și să dezvolte această comunitate. Să vă ajute Dumnezeu, domnule Popescu. Mult succes în toate planurile dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Vă mai aștept să discutăm, iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, viziunea plăcută în continuare. La revedere!